știre. Amalia Năstase și-a câștigat primii bani împărțind pliante prin centrul Bucureștiului, iar recent și-a adus aminte de acele momente din viața sa și spune: primul meu job a fost dădeam flyere pe stradă la mașini, dar nu mai țin minte ce scria în flyere. Era ceva cu ele și le împărțeam pe la romană pentru că eram studentă la ASE. După aceea am avansat și am băgat flyere și la case. Mergeam prin dorobanți și ziceam: mamă, ce case au ăștia. Într-o zi poate o să ajung și eu să o cumpăr o casă din aceasta, spune Amalia Năstase.